Salut, dragi pescari! Eu sunt Florin de la Morailor. Mă știți de când aveam magazinul la Morailor. Acum mă găsiți în noua locație de la Obor, adică vis-a-vis de Mall-ul Veranda, lângă terasa de mici, vis-a-vis de stația de taxi. Să nu încurcați locațiile cu băieții din partea cealaltă, eu sunt separat, chiar vis-a-vis de Mall-ul Veranda, lângă terasa de mici. Uitați! Aici vă și arăt unde este Mall-ul Veranda, vis-a-vis de stația de taxiuri, și lângă mine avem terasa de mici, unde se poate bea și mânca bine. Pescare! Haideți să vă prezint acum noua noastră locație la Obor, vis-a-vis de Mall-ul Veranda. Uitați cum arată în interior. Aici avem produse de spinning, pingulițe, twistere și, bineînțeles, nada, regal fish, toată, pop-up-uri, arome, boilers-uri, binecunoscutul CSL pentru perioada rece. Avem boilers-uri solubile cu ficat, cu halibut, cu căpșuni, cu de toate, pop-up-uri. Aici avem niște micropelete mici, sunt flotante. Aici avem niște pop-up-uri foarte bune. Porun flotant, mai multe arome. Aici avem 4 tone, preferata lui Shari, dacă nu mai aduce aminte pe băiatul. Vine și acum să cumpere, dar cred că nu-i sezonul. Astea sunt produsele lui. Uitați, acolo avem melasă, da, pare ce, arome. Pastă solubilă, usturoi, căpșună. Uite, acestea sunt SPD-urile. Astea sunt doar o parte din produsele noastre. Știți foarte bine. Și o să fie foarte, foarte multe, multe. Mult mai multe ca la Morailor. Aici o să fie mult mai multe ca la Morailor și de la alți producători din România. Vom colabora și cu ei. Haideți să vă arăt acum o marfă pentru timpul de acum, care am adus-o și o scot personal, asta nu o scoate nimeni așa ceva în România decât eu și cu maxim 2 băieți. Maxim. Eu vi le arăt acum prima zi când am mers special să vă aduc libelule, că toată lumea mă întreba unde găsește libelule. Dacă noi am avut problemele astea de 2 săptămâni muncim să aranjăm magazinul. Vă mai repet încă o dată că m-am mutat de la Morailor aici la Obor, vis-a-vis de Mall-ul Veranda, lângă terasa de mici. Vă rog mult să distribuiți acest video, pentru că foarte mulți pescari care veneau la noi mă caută și nu știe unde avem noua locație. De-aia mi-am și deschis un canal acum și aici voi posta toate noutățile magazinului. Haideți să vă arăt acum cele mai mari libelule de pe piață, care le găsiți doar la mine. Azi am fost și le-am scos. Nu sunt trase, dacă tot am venit de la baltă, vi le și arăt. Uitați-ne. Astea nu le are nimeni, nu sunt trase, într-adevăr. Dar eu am să mă ocup de ele, e meseria mea, și o să le fac exact cum vă place. Sunt cele mai mari, groase cât betele de chibrit. Nu are nimeni așa mari. Chiar dacă ele sunt murdare, nu sunt, sunt proaspete și acum aduse direct din baltă. Uite, acum vă arăt cu ce se dă la răpitor. Am mai multe categorii de peștișori. Acum am venit după baltă și acum îi sortez. Sunt mai multe categorii. Într-adevăr, unii dintre ei sunt morți, dar nicio problemă. Eu o să am grijă ca dumneavoastră să-i luați pe cei vii. Cu toate că se dă și la bucățică, dacă stăm să ne gândim bine. Ia uitați ce am aici. Exact ce să caut. Ia uitați. Ia uitați. Pentru răpitor sunt cei mai buni pești. Avem și boarță, și bălos, cărășei, fircă, care nu cred că are cineva. Ia uitați. Uitați cum joacă. Dacă e doi pești în baltă, vă garantez că unul e al vostru. Am mai garantat după băiatul ăla Shari și chiar am prins un pește cel mai mare. Știți că Shari are locul 1 la crap pe Boteni cu produsele Regal Fish. Garantat de mine, bineînțeles, dacă vă aduceți aminte că i-am garantat că ia locul 1. Cu cum se vede și acum cine o să vină la repitor și o să ia pești. Ăștia o să ia locul 1. Ia uitați, bălos frumos aici.
Uitați-vă ce cărășei frumoși. Ia uitați și ea. Acum eu îi sortez. Uitați să bioară. Uitați. E rar să găsiți ceva, e rar. Ia uitați. Eu acum asta îi fac, îi sortez pe o parte, am un acvariu. Chiar acum eu voi face o sitare să-i dăm afară pe cei care au murit. Ok, acum o parte din ei sunt sortați și urmează, bineînțeles, și restul să mă ocup de ei mai mult. Că am foarte mulți pești, am câteva mii, cred că vreo 50 sau 60 de mii de baboi amestecați. Nu știu, cel puțin 50-60 de mii. Uitați-vă puțin la ceea ce puteți să dați la răpitor. Vă aștept la noua locație vis-a-vis de molul Veranda, lângă terasa de mici. Distribuiți această postare să afle toți clienții mei unde m-au mutat. Pe grupuri toți mă caută și nu știe unde m-am mutat. Magazinul Regal Fish de la Moralilor s-a mutat vis-a-vis de molul Veranda de la Bucurobor, lângă terasa de mici. Pe acest canal o să vă țin la curent cu toate produsele și noutățile Regal Fish. În curând o să fie vloguri despre cum facem noi nada și celelalte produse ale noastre. Regal Fish, România. Vă aștept la super peștișorii de la Regal Fish. Vă doresc fir întins.